chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Dan Bursuc a primit o lovitură dureroasă când a aflat că fiica lui, Adriana, s-a implicat într-o relație amoroasă cu Leo de la Kuwait. Manelistul are un copil cu fosta lui concubină și este cunoscut atât pentru unele vicii nesănătoase, cât și pentru faptul că ar avea datorii față de unii lideri ai lumii interlope. Leo de la Kuwait era rănit în dragoste după ce, în toamna anului trecut, și-a anulat nunta și botezul fetiței după ce fost soție s-ar fi mutat cu un alt bărbat în timp ce el era plecat din țară la o cântare. Perioada de liniște în familia lui Bursuc nu a durat mult. Acesta ar fi aflat recent că Adriana s-a combinat cu Leo de la Kuwait, un manelist cu multe probleme personale și care se mai află și sub contract cu una dintre firmele lui Bursuc. Sursele au precizat că, la fel ca și Florin Salam, Leo ar fi lipsit de la mai multe cântări pentru care încasase bani în avans. Tocmai de aceea, cunoscutul lăutar ar fi căutat un scut și l-ar fi găsit potrivit tocmai pe Dan Bursuc, a cărui fiică era singură și vulnerabilă. Zis și tăticul maneliștilor, Bursuc ar fi distrus sufletește atunci când a aflat că fata lui și-a refăcut viața alături de un bărbat cu probleme. Hey kid, don't ever let them get inside your head.